În opinia dumneavoastră, sunteți un om cu deschidere și, și mă adresez cu toată convingerea că mă înțelegeți. Urmăresc de ani de zile aceste lansări, evenimente, majoritatea pseudo-culturale. Lucrurile în Târgu Jiu se întâmplă la modul ăsta. Sunt 5-6 creatori de literatură de mai bună sau mai puțin bună calitate, care cade după un grafic, se adună o dată la două luni și își lansează fiecare câte o lucrare. Majoritatea acestor lucrări eu le-aș încadra la categoria de lic silvic. Pentru că se trăie niște dedicații pe acolo, se aruncă într-un setau, nu le citește nimeni. Urât la aceste lansări e că de fiecare dată autorul e scos genial după dezbaterea de câteva minute. Deci în Târgu Jiu e plin de creatori geniali care, dacă ne uităm la ei dinspre București, nu prea răsar, nu prea se văd. Bun. Dacă aceste lansări s-ar face în alte spații decât cele care au devenit deja uzanță și, nu știu cum să vă spun, creează un iz de artificialitate uneori respingătoare. Dacă s-ar alege un spațiu deschis și acesta ar fi Brâncuș, credeți, printr-o politică transparentă și prin strategii, adică nu așa la întâmplare și la tocmeală. Uite, domnule, mă duc și vorbesc cu primarul orașului, vreau și să lansez o carte în parc, nu? Nu la modul acesta, hazardat. Dar dacă ar exista, să spunem, o strategie de punere în valoare a operelor lui Brâncuș, altfel de cum s-a făcut până acum la o masă rotundă la Sala Maură, unde figuri foarte sobre sau, mă rog, cu un aer din ăsta așa de morgă academică, rostesc discursuri mai mult sau mai puțin academice, se termină, are loc evenimentul, se termină, s-a consumat, s-a bifat. Dacă că Brâncuș ar putea și altfel să fie pus în valoare, credeți că lucrurile s-ar putea schimba? Cu siguranță, dar trebuie să ne asumăm cu sinceritate un lucru. Nu există, să nu suntem pregătiți nu există la Târgu Jiu sau în Gorj în momentul de față manageri care să îl poată gestiona pe Brâncuș, care să-l poată așeza în vitrină, să-l ofere lumii, turiștilor din străinătate. Noi suntem sătuli, e urât ce spun, suntem sătuli de Brâncuș toți aici. Vă spuneam înainte de emisiune, ca o femeie care, odată ce ai adus îmbătătura ta, nu mai privești ca înainte, da? Dar trebuie să îl așezăm pe Brâncuș pe harta circuitelor turistice internaționale. Deci, pe de o parte, Brâncuș contemplat estetic, pe de altă parte, Brâncuș furnizor de avantaje materiale, nu? Ar fi trebuit să creăm în acești ani tot felul de povești legate de aceste locuri și de ce a făcut Brâncuș într-o perioadă a sau. Ce ne lipsește? Eu nu cred că autoritățile locale, dacă eu cu dumneavoastră merge acolo și am spune, uite, domnule, avem strategia aceasta. Ne ajutați? Credeți că ar zice nu? În primul rând, ar trebui să încetăm să-l confiscăm pe Brâncuș. În acești ani, după anul 2000, Brâncuș a fost confiscat. În ultimul an a fost lăsat în grija lui Sorin Lori Buliga, care nu a știut să adune lângă dânsul specialiști, nici măcar brâncușologi. Nu a comunicat corect nici la nivelul orașului Târgu Jiu, cu atât mai puțin la nivel internațional. Deci, în primul rând, trebuie să nu mai confiscăm pe Brâncuș, să nu mai lăsăm în grijă unui singur om. Trebuie creată o echipă de manager. Eu merg pe principiul de a aduce 3 manageri dintr-o companie transnațională, pe ideea creării unui fond. Pentru că sunt oameni de afaceri prosperi în Gorj. Se poate crea. Aici sunt de acord cu noastră cu apropierea mediului de afaceri de orice proiect cultural, de orice țintă culturală. Eu aș închiria o vilă de lux, i-aș caza pe cei 3 manageri acolo, pentru că altfel nu vin, că ei au salariu 2.000-3.000 de euro unde lucrează în momentul de față. Trebuie să cereți consultanță, practic. Tocmai. Trebuie să ne asumăm cu sinceritate că noi nu suntem în stare de ce ne-a lăsat Brâncuș aici. Și trebuie să stopăm această dezvoltare a orașului împotriva lui Brâncuș. Haotică, da. Credeți că se refuză acest tip de manageriat profesionist? Există și, am înțeles, și oameni care mediază cultural relațiile interinstituționale. Până și postul acesta de director al defunctului centru Brâncuș a fost privit ca toate celelalte.
e un post, trebuie să îl scoatem la mezat, trebuie să rezolvăm o obligație în acel post. Autoritățile locale, da, au tot felul de obligații. Categoric. Și vom reveni, vom reveni după o scurtă pauză publicitară asupra acestui angajament funcționarez. Dacă este angajament funcționarez, sau îmi crez. Am văzut că Brâncuș trebuie să fie evaluat așa cum se cuvine după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct, stimați telespectatori, la Ora de Cultură cu un subiect deschis, controversat, dar care trebuie odată și odată să își găsească măcar mici pași de soluționare pentru ca orașului Brâncuș, cum spunea invitatul meu Narcis Daju, jurnalist de investigație, să orașul Brâncuș să primească altfel și pe gorjeni și pe târgujeni și pe cei din afară. Spuneți că parcul vara aceasta nu va fi sau va fi prea puțin populat pe cât ne-am așteptat să se întâmple, nu? Cu ocălul lui Brâncuș și în ograda noastră. Da, ca și în anii din urmă. Mai mult decât atât, nu există niciun singur ghid care să întâmpine autocarele de turiști care opresc în weekend lângă partea Sărutului. Absolut nu e inadmisibil să nu fie un singur ghid în Parcul Central care să povestească elevilor veniți în excursii la Târgu Jiu ce a lăsat Brâncuș în Parcul Central și în Parcul Colanei. Sunt foarte multe puncte pe care le-am atins și le țin de absența acestei strategii, ea nici nu există, dar rămite să mai fie coerentă. Ați tras câteva semnale de alarmă, ați avut și mai aveți un ziar online, el a luat și formă tipărită, ați primit într-un feedback de care suntem conștienți că dacă nu-l primim e ca la clasă, înseamnă că nu existăm. Ați primit semnale din partea oamenilor de cultură, a celor care scriu cărți, care, eu știu, sunt muzicieni, artiști plastici, vreau să vă spun că am câțiva prieteni, oameni la care țin, și Valer Nah și Mihai Țopescu, ei s-au retras, s-au supărat așa, s-au retras într-o zonă probabil a lucrurilor pe care le fac ei înșiși și nu mai dau socoteală nimănui, un destin paralel despre care vorbeați dumneavoastră, pentru că nu se aude mai nimic din încercările lor de a face ceva și sunt oameni cu idei. Da, maestru Țopescu s-a retras pentru că niște jurnaliști de la un cotidian local l-au numit Țopescu în niște editoriale de presă. Eu zic că a fost de acord cu dumneavoastră, dar cred că a fost o lipsă de nu știm să comunicăm, domnul Narcis. Nu știm să comunicăm. Era o miză financiară pentru patronii cotidianului respectiv, voiau să ajungă în posesia dânșilor Insulița, de aceea au venit cu acea bucuriță să creăm un bust de 20 de metri lui Brâncuș pe Insuliță. Imaginați-vă, dacă poate exista o prostie mai mare, un bust de 20 de metri. Bustul înseamnă de la brâu în sus. Un bust înfățișând pe Brâncuș de 20 de metri. Credeți și vă văd și ușor dezamăgit, dar în același timp nu cred că veți abandona proiectul nostru. Credeți că în momentul de față nu există nicio soluție ca la o masă adevărului asumat a eșecurilor în toate poveștile acestea de a face totuși ceva pentru Brâncuș? Nu se pot așeza, dincolo de oamenii de consultanță, specialiști despre care ați vorbit, nu se pot așeza câțiva oameni cu specialități diferite. E nevoie și de muzicologi, e nevoie și de literați, e nevoie de mulți oameni de bine care să nu mai transforme pe Brâncuș într-un om de ghișeu, funcționăresc așa.